În tutorialul de astăzi o să vă arăt cum puteți să realizați acest plover extrem de simpatic și destul de ușor de realizat. Haideți să începem. Acest tutorial este pentru mărimea 18 luni și am început cu un lanț de 66 de ochiuri plus 2 ochiuri suplimentare. Și începem acum cu al treilea ochi de la croșetă să realizăm câte un picioruș dublu în fiecare ochi până la final. Deci până la final va trebui să avem 66 de piciorușe duble. Iată. Începem acum rândul al doilea cu două ochiuri de lanț și acum timp de două rânduri vom realiza o bază, baza de la gât, cu picioruș dublu prin spate, poziționat în spate și picioruș dublu în față. Alternând aceste două puncte în fiecare ochi până la finalul rândului, timp de două rânduri. Și astfel vom realiza banda de la baza gâtului. Iată, am finalizat cele două rânduri. Acum vom începe rândul al patrulea cu două ochiuri de lanț. Iar rândul 4 va fi un rând simplu cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Iată, am finalizat și rândul al patrulea, iar acum este timpul să unim capătul rândului cu începutul acestuia, întrucât acest plover îl vom lucra în cerc, deci vom uni de fiecare dată finalul de rând cu începutul acestuia. Unim cu un picioruș alunecat ultimul ochi cu primul picioruș dublu lucrat. Unirea rândurilor o vom face pe lateral, pe locul unde vom crește pentru mânecă. De aceea, aici, după ce vom uni capătul de rând, vom realiza în primul ochi, exact ochiul în care am croșetat cele două ochiuri de lanț, vom face și o creștere, vom înmulți cu un picioruș dublu. Apoi vom continua cu încă 11 piciorușe duble, iar în al 13-lea vom realiza cea de-a doua înmulțire. Această parte este de fapt partea pentru mânecă. Deci avem aici în total 12 piciorușe duble. Iar acum, în al 13-lea ochi, vom face înmulțirea și o vom face astfel: două piciorușe duble, un ochi de lanț și iarăși două piciorușe duble în același ochi. Continuăm apoi cu câte un picioruș dublu în fiecare din următoarele 19 ochiuri, iar în al 20-lea vom realiza o altă înmulțire. Iată, două piciorușe duble, un ochi de lanț și iarăși două piciorușe duble. Apoi câte un picioruș dublu în fiecare din următoarele 12 piciorușe. Iar în al 13-lea vom realiza din nou o înmulțire.
O să avem 4 în total. Dacă vă este mai ușor să le identificați, vă puteți marca aceste ochiuri pentru a ști exact unde să realizați înmulțirea la fiecare rând. După ce am realizat și ultima înmulțire, ne rămân 20 de ochiuri, vom realiza 19 piciorușe duble, iar în al 20-lea vom realiza 2 piciorușe duble în același ochi și astfel vom finaliza prima înmulțire. Aici la capăt de rând o vom face diferit, 2 piciorușe duble, iar practic ochiul de lanț pe care îl facem la restul înmulțirilor va fi de fapt lanțul de 2 ochiuri. Iată, am unit rândul cu un picioruș alunecat, acum 2 ochiuri de lanț și începem rândul cu 2 piciorușe duble în fiecare ochi. Apoi continuăm cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi până la punctul în care înmulțim. Și vom repeta practic acest rând timp de 9 rânduri. Deci vom avea 9 rânduri în total în care o vom înmulți, cu primul rând pe care am făcut doar câte un picioruș dublu, exceptând banda de la baza gâtului, vom avea în total 10 rânduri. După aceste 10 rânduri, am ajuns la dimensiunea dorită în zona pieptului, respectiv pentru această mărime avem 28 de centimetri. Iată, așa arată și așa cum v-am spus, vom repeta acest rând până vom avea în total 10 rânduri fără bandă. Iată, eu am finalizat cele 10 rânduri, iar acum este timpul să continuăm cu corpul plovărașului și vom delimita acum mânecile pe care le vom lucra ulterior, după ce vom finaliza corpul plovărului. Suntem aici la finalul rândului, unim cu un picioruș alunecat. Două ochiuri de lanț, apoi luăm jeteu și introducem croșeta ca pentru un picioruș dublu, însă sărim ochiurile pentru mânecă și introducem croșeta și în următorul punct în care am crescut, deci în următorul spațiu de un ochi. Și împreună realizăm acum piciorușul dublu. Apoi vom continua cu câte un picioruș dublu până la următorul punct în care am crescut. Deci practic vom realiza câte un picioruș dublu până la următorul punct. Iată, luăm jeteu ca pentru picioruș dublu și la fel cum am procedat și în cealaltă parte, unim cele două părți. Practic, suntem fix la sub braț aici și realizăm piciorușul dublu. Și continuăm apoi cu câte un picioruș dublu până la finalul rândului. Și de acum înainte iată, am ajuns la final, unim cu un picioruș alunecat și vom repeta practic acest rând, deci vom lucra doar corpul pentru 16, timp de încă 16 rânduri sau până ajungeți la dimensiunea dorită.
Dacă doriți ca plovărașul să fie mai lung, puteți să faceți mai multe rânduri. Pentru această dimensiune, eu am avut în total 32 de centimetri. Iată aici am finalizat și corpul plovărașului și am realizat și una dintre mâneci. Și o să vă arăt imediat cum putem să realizăm mâneca. Observați că am făcut banda de la baza gâtului, am repetat-o și la capătul plovărului și la capătul mânecii. Este alegerea dumneavoastră, dacă doriți să procedați la fel, puteți să-l lăsați și așa. Iată cum realizăm mâneca. Introducem croșeta în primul punct de la sub braț. Realizăm două ochiuri de lanț și în același punct croșetăm primul picioruș dublu. Apoi vom continua cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi, pe toată lățimea de fapt a mânecii. Deci până vom ajunge la ultimul ochi din mânecă. Iată, suntem acum la ultimul ochi, realizăm ultimul picioruș dublu. Și cu un picioruș alunecat unim finalul de rând. Mâneca o vom lucra ca și restul plovărașului în cerc, unind capătul de rând cu începutul acestuia. Pe al doilea rând, de la mânecă, vom începe să realizăm și să scădem cu un ochi. Iată, și vom face astfel două piciorușe duble lucrate împreună, iar apoi vom continua cu câte un picioruș dublu până la finalul rândului, până la ultimul punct, ultimele două puncte de fapt, iar aici vom realiza din nou o scădere. Dacă considerați că mâneca este suficient de largă și nu trebuie strâmtată, nu trebuie să scădeți, atunci puteți continua drept fără a scădea. Iată, am scăzut cu un rând și cu un ochi și la final de rând, deci la început și la final cu câte un ochi. Și vom repeta aceste două rânduri de 4 ori. Deci vom avea 8 rânduri în total. Iată, am ajuns la final, sunt la al 8-lea rând. Realizez acum ultima scădere, voi scădea cu un ochi la finalul rândului și unim capătul de rând cu începutul acestuia. Iar acum, după ce am finalizat de scăzut, vom realiza încă 4 rânduri cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi, unind la fel capătul de rând cu începutul acestuia. Iar apoi vom realiza două rânduri cu picioruș dublu poziționat în față și picioruș dublu poziționat în spate, la fel cum am procedat la bază. Iată, așa arată plovărașul.